Sunt așteptate declarații din partea lui Florin Câțu la sediul PNL dintr-un moment în altul. Îl ascultăm și noi, se pregătește, deocamdată se fac Vă rog, dacă se poate, probe, să ne îl ascultăm spuneți și noi chiar ce acum. veți face cu demisia domnului Ludovic Orban, o demisie pe care simbolic a depus-o aici la Partidul Național Liberal prin intermediul consilierei sale. Să mâine discuție în BEX, avem mâine la ora 15 BEX la Camera Deputaților și acolo vom discuta pașii următori în ceea ce privește șefia Camerei Deputaților. Există această variantă să rămână? Deși nu aveți o majoritate clară și ar putea fi pierdut locul în detrimentul celor de la PSD? Mâine în BEX vom discuta toate variantele și vom vedea acolo care este cea mai bună variantă pentru Partidul Național Liberal. Cu domnul Ludovic Orban ați mai discutat pe marginea acestui subiect în contextul în care a venit cu acest document aici la Partidul Național Liberal? Am discutat ieri, știți foarte bine, la Consiliul Național exact despre această temă și a rămas că vom clarifica detaliile în BEX-ul de mâine. Referitor la parteneriatul domnului Orban, președinte Klaus Iohannis, acesta a anunțat că acesta s-a încheiat, parteneriatul dintre dumnealui și președinte. Riscă Ludovic Orban să fie exclus pentru delict de opinie la adresa președintelui și asupra dumneavoastră? Nu există niciun parteneriat pe persoană fizică cu președintele Klaus Iohannis. Parteneriatul este între Partidul Național Liberal și președintele Klaus Iohannis și este mai puternic ca niciodată. Am spus asta și o voi spune în continuare. Deci nu există așa ceva parteneriat pe persoană fizică. Mâine vom vedea o decizie. Adevărat această demisie la partid și nu la parlament, tocmai pentru că responsabilitatea este în mâinile dumneavoastră, adică să vă asumați în cazul în care va cădea postul de președinte al Camerei la PSD. Cum vedeți? Demisia este decizie unilaterală a celui care are funcția. Haideți să nu încurcăm lucrurile. Mâine în BEX discutăm ce e mai bine pentru Partidul Național Liberal. Sunt două lucruri total diferite. Deci, cine are, cine își face... Discutăm în BEX alternativele. Eu depun astăzi demisia la Camera Deputaților. Nu i-am cerut. Nu i-am cerut așa ceva. Referitor la acea sesizare pe care ați depus-o dumneavoastră la Curtea Constituțională, mâine ne așteptăm ca cei de la CCR să vină și cu un răspuns pentru când se va discuta. În opinia dumneavoastră, în continuare mențineți acel punct de vedere că moțiunea a fost depusă în mod neconstituțional? Bineînțeles, de aceea am depus acel punct de vedere conflict juridic. Rămân la opinia mea pe care am spus-o atunci, dacă cei de la curte ne dau dreptate, președinții celor două camere, și senat și deputații, ar trebui să plece acasă, pentru că au viciat și au susținut o procedură viciată de a da jos un guvern, guvernul României, într-o situație complicată, ar fi responsabil pentru această criză. Dar mai mult aș vrea să văd, și acum nu știu, vom vedea mâine, dar voi vedea cum cei de la USR vor explica cum ei, care sunt cei care întotdeauna ne spun de justiție, cum trebuie să respectăm legile, ar fi susținut, dacă este așa, o procedură viciată. Aș vrea să văd acest lucru cu mine, dar vă repet, asta este punctul meu de vedere, pentru că noi am depus acel punct de vedere. Dacă vine mâine soluția, vom vedea. Aveți procedură, dar în continuare susțineți că și semnăturile sunt ilegale, având în vedere că nu a contestat nimeni. Ei, nu, că semnăturile trebuie trimise la... există acolo și nu s-a votat acest lucru, dar cred că în BPR se va ajunge la o discuție și vom vedea dacă semnăturile vor fi trimise pentru verificare. Din ceea ce am văzut eu și ce am primit la guvern, scria foarte clar că semnăturile inițiale au fost depuse în fotocopie, ceea ce nu este normal. Deci scrie negru pe alb. Referitor la USR Plus, am văzut afirmațiile făcute de Dacian Ciolo și de Dan Barna și anume acelea că nu ar mai exista cale de negociere dacă dumneavoastră rămâneți în continuare în funcția de premier. Credeți că vor fi reluate cât de curând aceste negocieri pentru o refacere a coaliției? Vă spun cum citesc aceste afirmații. USR preferă să stea lângă PSD și AUR. Este clar, dacă asta este discuția și nu vă se discute cu Partidul Național Liberal, înseamnă că preferă să stea lângă PSD și AUR, este alegerea celor de la USR. Discutați cu aceștia după congres sau după ce vine decizia Curții Constituționale? Oricând discutăm cu ei, dacă au disponibilitate de a discuta cu Partidul Național Liberal, noi ne vedem de guvernare în continuare, programul de guvernare merge mai departe, este același program de guvernare pe care l-am avut până acum, aceleași proiecte pe care le accelerăm, nu se schimbă nimic din punctul nostru de vedere, românii au nevoie de guvernare. Dar vreau să mai fac aici o precizare. Plecarea mea din funcție sau dermarea guvernului înseamnă și modificarea programului de guvernare. Eu nu cred că cei de la USR vor să intrăm dar acum... Dar programul de guvernare este al partidului. Nu este. De partid. Programul de guvernare este al coaliției.
dacă pică guvernul, va fi o nouă coaliție și va fi un nou program de guvernare care trebuie să meargă în Parlamentul României. Avem deja un program de guvernare. Avem proiecte care sunt nedurate. Cine dorește astăzi o criză politică în care să începe renegocieri, când astăzi semnăm PNRR-ul, un lucru fantastic pentru români, 29,2 miliarde de euro, să luăm de la capăt de negocierile. Eu am încredere că la USR, până la urmă, va câștiga rațiunea și vor înțelege că lângă PSD și lângă AUR nu au ce câștiga. Vă așteptați ca în cazul votului moțiunii de cenzură, parlamentarii care au fost alături lui Ludovic Orban, 37 la număr în acest moment, să voteze, parlamentarii PNL să voteze moțiunea de cenzură? Niciodată. Parlamentarii Partidul Național Liberal, membrii ai Partidului Național Liberal, nu vor vota niciodată împotriva propriului guvern. Asta vă garantez. Ludovic Orban, credeți că va vota împotriva? Niciodată. Ce se va întâmpla dacă se consolidează o nouă majoritate parlamentară în Parlament între USR și PSD? PNL riscă să intre în opoziție? Trebuie să fie între PSD, AUR și USR. Dacă aceasta este majoritatea, vom vedea. Eu vă spun că și noi vom face tot ce este posibil ține de noi ca guvernarea să meargă mai departe. Vom vedea. Dar asta înseamnă, eu zic, sfârșitul unor partide. Cu cine ar duce PNL un parteneriat mai bun? Cu Dacian Cioloș sau Dan Barna în fruntea partidului? Noi la PNL nu spunem cine să fie președintele la USR. Ei și aleg președintele. Noi ne-am ales președintele, avem premierul, de aceea noi nu vom merge pe Planul Național de Redresare și Reziliență, astăzi un moment istoric, așa cum spunea și dumneavoastră, se va semna. Ce este important, unde vor veni cei mai mulți bani, pentru că nu am văzut cum arată ultima. Veți vedea ultima variantă, dar da, este un moment istoric pentru România. E o componentă a planului de investiții pe care l-avem pe următorii 8 ani de zile, cel puțin, cei 29,2 miliarde de euro care vin prin PNRR, 9,7 miliarde de euro din 48 de miliarde la nivel european sunt pentru transporturi, este cea mai mare sumă din Uniunea Europeană, avem 3,6 miliarde pentru România educată, deci vom merge în educație, sunt fonduri pentru sănătate, pentru spitale noi, este un program de investiții clar, dar și de reformă, pentru că ele merg împreună. Când va veni prima rată și primele care va fi? Primii bani vor fi la începutul lui noiembrie, la sfârșitul lui noiembrie sau începutul lui decembrie. Vom vedea exact suma în acel moment. Ce stadiu se află proiectul România Educată? Spuneați că vor veni bani și pentru acest proiect. Știm că hotărârea de guvern privind proiectul România Educată nu a fost adoptat de guvern la termenul stabilit de 10 septembrie. La 1 octombrie trebuie să prezentați pachetul legislativ. Ministerul Educației se va asigura că va veni cât mai repede. Știu că era nevoie de CES. Și după ce se evalua CES-ul, va veni cu acel proiect de hotărâre. A fost transmis mai multe ori la CES și a formă retras, i-a transmis, i-a retras de câteva minute. Înseamnă că problema de avizare, sunt sigur că va rezolva Ministerul Educației ca să se respecte termenul de 1 octombrie. Cu formula pentru creșterea salariului minim când veți veni, spuneați în octombrie? Până la începutul de octombrie, mâine la Consiliul Tripartit sper să avem varianta finală a formulei, așa înțeleg că deja s-a ajuns. Care e varianta greață? Vă dea mâine exact formula ca să fie toată lumea de față, poate nu vreau să dau înainte. Minim de la 1 decembrie, cum anunțați în urmă cu 2. Nu, înțeleg că este varianta preferată de antreprenori, este de la 1 ianuarie. Am înțeles că au bugetele pentru anul acesta deja aprobate și vom merge cu o creștere de la 1 ianuarie atunci. Astăzi, incidența în capitală anunțată de DSP este de 4,95 de cazuri la 1000 de locuitori. Am văzut că este o continuă creștere acestei rate de incidență și am văzut și acuzațiile formulate de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, cum că au fost ascunse rezultatele anumitor teste pozitive pentru a fi incidența mai mică când s-a organizat acel congres al Partidului Național Liberal. Dumneavoastră, cum comentați? În primul rând, eu le recomand tuturor românilor să asculte doar de specialiști. Informațiile referitoare la sănătate sau mod de calcul al incidenței trebuie să vină doar de la specialiști, de la oameni care nu au niciun fel de experiență, expertiză în acest domeniu. Ar trebui să fim foarte atenți aici. Eu știu deja și în acest caz, domnul respectiv a fost imediat, i s-a dat o replică de la DSP, de la specialiști care spun foarte clar cum s-a făcut. Deci le recomand românilor de fiecare dată să asculte doar opinia specialiștilor. Așa se vând foarte mulți oameni, cred că se pricep la multe lucruri, dar e bine să mergem cu specialiști. Este posibil să vedem noi restricții, având în vedere că este în creștere această rată a incidenței? Avem deja toate măsurile care se iau, de la 6 la 1000, deci deja se știu măsurile, nu avem ce să implementăm până la 6 la 1000. Este prima zi după alegerea președintelui și a conducerii. Cum vedeți Partidul Național Liberal astăzi? Este divizat sau există? Nu.
Ieri ați văzut foarte bine că ieri Partidul Național Liberal a fost unit. Toată echipa pe care am propus-o a ieșit. Ați văzut că ieri lucrurile s-au desfășurat foarte bine, nu a fost nicio problemă. Am spus din primul moment, după votul din 25 septembrie, Partidul Național Liberal va fi unit și își va folosi toate resursele împotriva adversarului nostru politic, PSD-ul. Vă așteptați să fie opoziție în partid din partea liberalilor? Nu, mă aștept întotdeauna să fie opinii. Asta este normal și ar fi culmea ca în Partidul Național Liberal, un partid viu, și asta înseamnă liberalism, să nu există opinii diferite, să nu este critici constructive. Asta este foarte bine că există. Dar când e vorba de interesul Partidului Național Liberal, de vot la Munceni și la departe, Partidul Național Liberal va fi întotdeauna unit. Mai este teama de soluții pentru spitalele aglomerate. Ce soluții are guvernul pentru aceste spitale? Ministerul Sănătății a venit cu mai multe soluții. Ați văzut că sunt mai multe spitale care se transformă în spitale COVID pentru a elibera presiunea de pe alte spitale. Soluțiile sunt în continuă mișcare. Am crescut deja numărul de patru de la 600 peste 1200. Ținta de data aceasta s-ar putea să fie 2000 de patru, dar acestea sunt soluții, repet, pe termen scurt. Mai e ceva de spus. Majoritatea covârșitoare, peste 99% dintre persoanele care sunt astăzi, se îmbolnăvesc, se infectează cu COVID, sunt persoane nevaccinate. Deci, domnule premier, dar în opinia dumneavoastră a existat o campanie de informare suficient de bine pusă la punct, astfel încât oamenii să fie convinși să se vaccineze? Pentru că știm declarațiile dumneavoastră de la începutul anului, atunci când v-ați vaccinat cu prima, a doua doză, și spuneați că în luna septembrie vom avea garantat 10,3 milioane de români vaccinați. Ce s-a întâmplat cu această campanie de informare care a apărut inexistentă? Cum să fie inexistentă? Campania de informare a fost peste tot, la toate televiziunile. Am făcut și un videoclip în care am informat pe oameni, deci am vorbit cu cultele de două ori, au fost în prezenți în mai multe zone din țară, au fost caravane făcute în rural, a fost campania Orașul vaccinează satul, mai multe campanii la televizor, au fost campanii făcute de sectorul privat. Nu vor oamenii să vaccineze? Cred că este o problemă în România, campanii antivaccinare care sunt făcute de ani de zile, este greu să le demontezi în câteva luni de zile de campanie pro-vaccinare. În același timp, vedem că există în Parlamentul, sau sunt legitimate partide care susțin public această campanie antivaccinare. Eu nu am văzut, de exemplu, la liderii USR, care sunt aliați cu cei de la AUR, să zică ceva împotriva faptului că partenerul lor de astăzi, liderul celor de la AUR, spune că nu se vaccinează și nu se va vaccina niciodată. Niciodată nu am văzut să iasă nici domnul Cioloș, nici domnul Dan Barna să spună că ceea ce face acel domn este o campanie criminală împotriva românilor. Nu i-am auzit să spună, dar se folosesc de voturile lor în Parlamentul României, ceea ce este cumva, vă spun că afectează această campanie de vaccinare. Dacă aveți o situație în care vaccinarea stagnează cumva și specialiștii susțin că vom avea o medie de 10.000 de cazuri pe zi, cum vom face față? Vom face față, am făcut și față și în trecut, vom face față. Sistemul de sănătate va face față. E adevărat că nu a pornit cum trebuia, din punctul meu de vedere, nu cred că valul 4 a fost pregătit cum trebuia, dar acum, de când domnul ministru Cechet l-a preluat, lucrurile merg mai bine și vezi dacă vom face față. Spitalele mai... în acest moment care nu au fost operaționalizate, vor fi de România și ele nu sunt operaționalizate în momentul de față. Acestea sunt lucruri pe care Ministerul Sănătății și instituția respectivă trebuie să le rezolve până acum. Vă spun că în situația de față avem un plan pentru a transforma mai multe spitale, și în special în București, spitale COVID, 100% COVID. Mai sunt și celelalte tiruri pe care le vom folosi și pe acelea. Deci sunt soluții pe care le vom folosi, dar în același timp este clar că trebuie să avem soluții și pentru termen lung, și asta înseamnă investiții. Când veți folosi aceste soluții? Pentru că sunt spitale, de exemplu, la Craiova, Pantelimon, Spitalul Pantelimon, Marie Curie, unde nu mai sunt locuri deloc, iar pacienții stau în așteptare. Ce le spuneți acestor oameni care stau în așteptare? Cum rezolvați aceste situații? În primul rând, aceste soluții trebuie rezolvate la Ministerul Sănătății, DSP, și sunt sigur că soluții vor veni. Ați văzut că până acum au fost transferați oameni de la București în altă parte. De fiecare dată se găsesc soluții. Sunt persoane stau în UPU, în prima fază, și după aceea sunt transferate, vor apărea locuri pentru ATI de fiecare dată. Ați cerut la Ministerul Sănătății despre această situație? Transportarea pacienților în străinătate,
Nu este nevoie, nu este nevoie, avem locurile la ATI. Vă mulțumesc mult de tot. Aștept să obțin explicații la Ministerul Sănătății legale situației spitalelor. Înțeles, în fiecare zi spunem cu Ministerul Sănătății și vin soluții în fiecare zi. Numărul de paturi ATI și numărul de personal crește în fiecare zi. Deci se vede clar că Ministerul Sănătății se ocupă în acest moment. Câte paturi ATI sunt în acest moment? Țin de 2000 de paturi. Mulțumesc.